Să binecuvântăm pe Domnul cu un cuvânt din aceeași carte a Bibliei, Efeseni, din care s-a citit. Binecuvântat să fie Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie din ceruri și de pe pământ. A Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus în vecii vecilor. Amin. Amin. Și să-i binecuvântăm pe cei doi din același cuvânt, Efeseni 3, să le dea Bunul Dumnezeu harul, dragi miri, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și în ziua în care spuneți că vă căsătoriți din dragoste, să puteți cunoaște dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să puteți ajunge plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Amin. Familia, locul slujirii sfinte. Cei doi să ia notițe, ceilalți să ne reciclăm. Iar cei ce în perspectivă vor să se căsătorească, să se pregătească. Frate Emilian, iată ce spune Scriptura aici. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit Hristos biserica, s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, să o înfățișeze înaintea Lui. Adică astăzi, când frații o să-și pună mâinile peste tine, te ordinăm la tine acasă să fii slujitor. Familia este locul slujirii sfinte în care bărbatul preia pentru casa lui rolul Domnului Iisus Hristos. Sau nu spune așa Biblia aici? Asta spune. De aceea, băieților care vreți să vă căsătoriți, pregătiți-vă pentru rolul acesta. Și bărbați care sunteți căsătoriți, îndepliniți-vă rolul acesta. Familia este locul slujirii sfinte în care bărbatul este conducătorul adunării. Din nefericire sunt bărbați care ei cred că sunt doar muncitorul adunării și grija lor este să muncească, să aducă bani și se laudă cu venitul lor și ei sunt sponsorul principal. Dar familia este locul slujirii sfinte în care bărbatul își preia atribuțiile să se comporte precum Domnul Iisus Hristos și la Domnul Iisus Hristos cel mai mult iese în evidență iubirea sa mântuitoare, jertfitoare și să fie ca dorință supremă în viață, să o mântuiești pe Maria. Scrie în 1 Corinteni 7 că fetele trebuie să fie sfinte și cu Duhul și cu trupul. Dacă este așa, nu rămâne decât să o păstrezi în starea asta, dacă nu, s-o sfințești. Vorbim îndată cum. Stimați bărbați, hai să facem așa. Într-o familie a plecat bărbatul pentru câteva zile și a luat pe băiatul mai mare, de vreo 12 ani, așa, și să-l încurajeze, să-i dea demnitate de bărbat. A zis, băi, băiete, acum eu plec, tu rămâi bărbatul casei în locul meu. Și pe când s-a întors, s-a întrebat pe soția lui, zice, băiatul, dă semne de bărbăție, a jucat rolul meu? Și soția zice, da, ca tine s-a comportat. Și dimineața mi-a cerut o cafea și a luat ziarul. Și a zis, băi, băiete, de ce cu asta? O zis, tata să joc rolul lui. Apoi, ăsta e rolul tatălui în primul rând. Rolul bărbatului este rolul lui Hristos. Doamne, ajută-ne! Așa e scris. Ca să-ți poți îndeplini rolul acesta, scrie aici că Domnul a folosit cuvântul și mă bucur că Mirele are Biblie. La ultima nuntă ce am fost, n-avea. Ce să le spun, să nu-l jignesc. Le-am dorit doar cu banii, primii bani care îi câștigă, să cumpere două Biblii.
că trebuie să aibă numai cel ce predică Biblia și aia care ascultă să aibă și Maria. Ea arde acum, e potrivit să poarte flori. Da. Nu se poate ca un bărbat ce vrea să joace rolul lui Hristos să nu fie zilnic cu Biblia în mână. Nu se poate. Nu trebuie să fii predicator. La tine acasă să sfințești nevastă. Apoi când vin copiii, și mai și, că la bărbat se adresează să-i învețe când este acasă și când pleacă. În prim plan, bărbatul pleacă de acasă la muncă. Da, familia este locul slujirii sfinte. Nu în primul rând doar un loc de muncă sau un loc unde să te desfătezi. Toate și-au locul lor. E și loc de odihnă, dacă vreți, că acasă. Avem un pat, ne dormim, mulțumim Domnului, avem o masă unde mâncăm, e și locul, e și bucătărie și de toate în casă. Dar în primul rând e locul unde spre ei atribuțiile. Maria, ascultă rolul tău. Nevestelor, fi supuse bărbatului ca Domnului. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului, și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților în toate lucrurile. În adunarea familiei voastre, cine știe cât o să adune, că vedeți că la Veleșcu s-au adunat 17, doi părinți și 15 copii. Tu să ții minte, ești primul membru în adunarea lui. Ești cofondatoare, că trebuie să fie doi. Și tu vei rămânea modelul pentru toți ceilalți membri din bisericuța voastră. Felul în care tu te supui soțului va dovedi ce membră bun ai fost. Atunci a fi betelul de laudă la Londra dacă ai fi tu fată pocăită. Păi, fata asta e supusă, ea a învățat cum să fie în familie din biserică. Foarte important. Asta spune pentru femeie. Așa că să nu vă laudați vreo soră, să spuneți, eu în adunare, eu sunt soră pocăită și acasă. Nu, că la adunare ai învățat cum să fie acasă. Și după cum este supusă Biserica lui Hristos, și tu ești membru în Biserica lui Hristos. Așa mă voi comporta eu în familie. Doamne, ajută! Frumos să fie așa. Amin? Da? Dacă sunt femei care cred că rolul lor în familie este să fie toate șnur, bucătărese, de nota 10, harnice, foc, să nu uite că ele în familie sau pentru ele familia trebuie să fie o slujire sfântă și toate celelalte care le fac. Mâncare și toate, să fie, cum vă citesc din 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 31. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Doamne, ajută! Când vine bărbatul de la serviciu, la cine gătești tu mâncare? Vine păstorul bisericii în vizită, nu-i prea puțin spus, Domnul Iisus. Așa e scris. Tot să faci ca pentru Domnul. Calci cămăși. Cui? Știți, fratele Cornel Brăsan, că venea mai de mult pe la noi și cum lui era mai plin, transpira, a întrebat odată sora, ticuța, soția lui, o să am răsplată că am călcat hectare de cămăși. Cât pe fiecare predică, altă cămașă, poate de mai multe ori pe zi schimbate. Tot ce faci, să faci ca pentru Domnul. Familia este locul slujirii sfinte. Slujim prin activitățile spirituale, slujim prin cele pământești, locul slujirii sfinte. De ce? Pentru că a spus-o Domnul Iisus Hristos. Citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 18, versetul 20, căci acolo unde sunt doi, unde sunt doi? Unde se formează o familie? Sau trei, când încep să vină copiii, nu? Doi sau trei? Patru, cinci, până la 17, cum spuneam. Adunați în numele meu,
și este o notă de subsol, sau pentru numele meu, când tot ce faci, faci ca pentru Domnul, eu sunt în mijlocul lor, mărit să fie Domnul. Cel mai bine e la adunare când este prezent Domnul. Dar cum îl putem determina pe Domnul să fie prezent? Prin starea noastră, prin atitudinea ce o avem față de El. Și în familie, Domnul vrea să fie prezent dacă voi slujiți Domnului. Ce-a spus Iosua? Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Dar Iosua nu era el preotul, nu era levitul. Mulți îi bagă de vină la Iosua că n-a lăsat un conducător în locul lui cum l-a lăsat pe el Moise. Nu prevedea legea alt conducător. El a avut misiune să cucerească țara, să o împartă administrativ și atâta tot. Conducător în țară a rămas marele preot, Eleazar și apoi Fineas. Iosua a înțeles ce n-au înțeles evreii, că slujirea importantă și rezistentă e cea care se realizează în familie. Și le-a dat ideea, dar se pare că n-au prins-o. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji. Familia este locul slujirii sfinte. Și în textul de astăzi se spunea, versetul 19, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cântări duhovnicești. Dacă familia e locul slujirii sfinte, păi la adunare trebuie să cântăm, nu? Mă gândeam aici, familia Veleșcu a cântat, familia Șindelar a cântat. Înseamnă că ăștia cântă pe acasă, nu? Așa ar fi normal. La adunare se cântă. Când erau copiii mai mici și eu mai plecam și soția nu putea să ajungă cu ei sau în alte împrejurări, mai făceau adunare. Aveau microfon dintr-o cariocă și unul conducea slujba și se mai scria și soția cu o poezie, se mai scria o cântare. Spuneau ei, sora Rut are o cântare, fratele cântare. N-am reușit noi să fim întotdeauna așa cum s-ar cuveni, dar așa ar trebui, Doamne, ajută-ne! Eu de la fratele Costică știu ce vă spun acum, că a venit odată o mătușă la dumnealor și i-a întrebat, dar voi ce faceți seara, că dacă n-aveți televizor? Și a zis, voi rămâneți pe de seara la noi. Și în seara aia am înțeles că ați făcut slujbă, voi se faceți tot des. Sunt adunări unii slujbă numai o dată pe săptămână, prin Occident, prea puțin. Sunt adunări unii slujbă, probabil în fiecare seară pe cât se poate. Eu am rămas cu imaginea asta în copilărie, bunicii mei, părinții tatălui meu. Undeva la munte, doi oameni țărani, când veneau acasă, n-a lipsit de pe masă Biblia și cartea de cântări. O harfă din aia prima ediție era așa umflată că se unsurise foile de la mâinile lor de muncitor, Biblia. Citea și bunica, dar bunicul atunci când sosea, ne-a neapărat cuvântul și cântau amândoi. De acum vi se îmbogățește repertoriul. Unul cântă cântări de la Izvin, altul cântări de la Betel, de acum cântări și de la Londra, dacă vă duceți pe acolo. Și apoi, după o slujbă din asta, cântările pentru lauda Domnului, psalmii din Scripturi, el a învățat ceva, tu ai pus întrebări, că scrie femeia, se întreabă pe bărbat acasă, când? Când îi părtă și ea, s-a spus. Apoi, după ce ai muncit tot ca pentru Domnul, ai făcut mâncare tot ca pentru Domnul, ce vă mai rămâne? Să încheia slujba, ne trebuie culca. Și apoi versul 20, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Doamne, mulțumim că azi reușirem să citim, astăzi reușirem să muncim, așa e la adunare, se încheie cu mulțumire. Și o să vă fie somnul dulce și apoi să vă dea Dumnezeu vise sfinte. Și Dumnezeu să-și împlinească visele acelea care vi le dă și dorințele voastre, cum scrie în psalmul 20. Așadar, fie la noi toți, familia, locul slujirii sfinte. Ceea ce înseamnă toate activitățile să fie făcute în prezența Domnului și să nu lipsească slujirea propriu-zisă, cu psalmi și cu cântare și cu cuvânt și cu mulțumire. Amin.